Și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest episod vreau să vă vorbesc despre ghivecele care pe parcursul iernii, pentru că doar iarna se întâmplă acest lucru, pământul practic de la floricele face uneori niște musculițe, niște musculițe care chiar la un moment dat se înmulțesc și zboară așa pe lângă plantă. Să știți că acest lucru pot să vă spun că afectează uneori plantele, pentru că ele într-adevăr trăiesc acolo în pământ și fac puiază, practic, se înmulțesc și uneori ajunge să moară planta. Deci pot să vă spun că și această plantă a mea pe care vi-o arăt aici, am așezat-o, am un puișor al pomalbanului, am încercat să-l așez undeva cât mai la lumină. Chiar să încerc să vă arăt să vedeți dacă aveți și dumneavoastră așa ceva la plantele dumneavoastră, dacă este la fel ce am și eu, pentru că vreau să vă spun care este cauza, din ce cauză fac aceste musculițe și ce trebuie să facem pentru a le preveni uneori și totodată pentru a distruge aceste musculițe, dar nu găsesc acum nici măcar una, pentru că am umblat cu ghiveciu, dar să știți că acest ghiveci de asta l-am și pus să fac un video, pentru că chiar are aceste musculițe la fel. Să știți că aceste musculițe, și dacă mergem undeva să luăm pentru ele să le tratăm la o fitofarmacie, la fel ni se spune și de acolo că din cauza umidității. Eu am ținut cont de asta și mereu pe parcursul iernii ud foarte rar plantele și nu este neapărat de la umiditate. Doar că ținându-le plantele în casă nu este așa la fel cum sunt și afară, în aer liber, aerisite și stând mereu acolo la geam, asta se întâmplă și ăsta este motivul pentru care fac acele musculițe. Dar trebuie neapărat să le tratăm cu așa ceva, pentru că mie mi s-a mai întâmplat chiar și astăvară la un bonsai al meu, a făcut acest lucru și l-am tratat. Să știți că trebuie să mergeți neapărat la o fitofarmacie, pentru că este un lucru mai sigur, se pot trata, se pot face fel și fel de, practic, de medicamente și în casă, dar acesta este un lucru mai sigur. Mergeți la o fitofarmacie și luați mospilan. Eu nu am acum aici să vi-l arăt, pentru că la fel trebuie să merg neapărat să-mi cumpăr, că unele plante ale mele au făcut aceste musculițe. Trebuie să luați neapărat un pliculeț de mospilan. Aveți acolo pe pliculeț exact cum trebuie să-l diluați. Se pune acel pliculeț în 2 litri de apă. Acum nu știu dacă există pliculețe mai mari sau mai mici, dar pe care l-am luat eu. Se diluează în 2 litri de apă, se agită foarte bine apa să se dilueze praful acela, pentru că este un praf, și se udă de maxim, udați de maxim 2 ore, adică udați planta doar la nevoie, nu în exces. Udați planta normal cu acea apă și veți scăpa foarte, foarte ușor de acele musculițe sau chiar și de alții dăunători pe care le are pământul, ghiveciul în el. Dar să urgentați acest lucru, să nu lăsați foarte mult timp sau gen cum ar fi să lăsați până în primăvară, pentru că dacă o plantă, un ghiveci de la dumneavoastră face acele musculițe, chiar și dacă nu are umiditate, v-am spus, pentru că nu tot timpul este doar de la umiditate, se transmite și la celelalte ghivece, doar că nu este ceva foarte grav. V-am mai zis, dacă mergeți la fitofarmacie și luați mospilan, îl diluați și udați plantele, practic pământul, ghiveciul, îl udați normal și veți scăpa foarte, foarte ușor de acele gonchițe sau chiar și alții dăunători pe care dumneavoastră poate îi aveți la plantele dumneavoastră. Așa că eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă vă abonați, puteți vedea toate videourile în continuare. Eu vă spun la revedere, cu multă sănătate!